Începând cu ultimul trimestru al anului trecut, de salubrizarea municipiului Suceava se ocupă o asociere de două firme care au câștigat acest serviciu pentru o perioadă de 12 ani. În contractul încheiat în acest sens, sunt stipulate mai multe obligații pe care le-au cei doi operatori economici, printre acestea numărându-se și realizarea de noi platforme de colectare a deșeurilor menajere semi-îngropate și îngropate. După ce s-a întocmit toată documentația necesară, miercuri dimineață s-a trecut și la treabă. Deci, deja în acest moment pe strada văd în zona uh, uh, Mănăstirii Sfântului Ioan, se montează și la fel în, 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 în cartierul uh, 8 în strada Victoriei se montează astăzi aceste platforme semi-îngropate. Eu zic că sunt moderne, de la distanță par un mobilier urban și este o soluție bună. Contractul de salubrizare menajeră a Sucevei are o valoare de 18 milioane de euro, incluzând toate investițiile care trebuie făcute. Cele mai mari dintre ele vizează modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor prin buncăre îngropate și semi-îngropate cu sistemul aferent de colectare a acestora. În total, 200 de astfel de platforme vor fi reacționate realizate în municipiu. Sigur suntem în discuții de a alege modelul pentru platformele îngropate și aici sunt mai multe discuții. S-a mers într-un schimb de experiență și pe la Fălticene, am înțeles că au și montat ceva, sigur e mai complicat, trebuie spălat, trebuie făcut o fosă separată, încă căutăm să negociem cu cei care au la legislația forma de platformă îngropată pe care să o pună. Printre principalele avantaje ale noilor platforme se numără și faptul că nu mai pot fi răscolite nici de cei care scotocesc în buncăre și de multe ori aruncă pe jos ce nu le este de folos, nici de câinii vagabonzi. Totodată se elimină și mirosurile pe care le degajă gunoiul manager, în special în zilele călduroase de vară.